În epoca modernă, ne bazăm pe tehnologie pentru aproape toate aspectele vieții noastre. De la avioane și submarine, la roboți și inteligența artificială, inovațiile tehnologice au devenit parte integrantă a existenței noastre. Totuși, deși aceste tehnologii sunt considerate produse ale științei moderne, unele idei despre ele nu sunt deloc noi. De-a lungul istoriei, multe civilizații antice și-au imaginat lumi și invenții care par să anticipeze tehnologiile pe care le considerăm esențiale astăzi. Fascinația oamenilor pentru viitor și pentru necunoscut a existat dintotdeauna. De la visurile de a zbura la explorarea adâncurilor oceanice, nevoia de a depăși limitele umane a fost o constantă în istoria noastră. Dacă astăzi ne gândim la tehnologie ca la un produs exclusiv al modernității, este surprinzător să descoperim că multe din ideile noastre de astăzi au rădăcini adânci în textele antice. De-a lungul mileniilor, imaginația umană a creat povești și mituri care au anticipat invenții uimitoare, de la vehicule zburătoare, la roboți și mașinării autonome. În acest video vom explora 4 texte antice care, într-un fel surprinzător, au prezis unele dintre cele mai importante invenții moderne. Aceste texte nu sunt doar fascinante, dar ele reflectă și o viziune aproape profetică asupra tehnologiei. Vom analiza descrierile din aceste scrieri vechi și le vom compara cu realizările tehnologice moderne pentru a vedea cât de aproape de adevăr au fost. De la vehicule zburătoare la automatele avansate, aceste texte par să fi intuit viitorul cu o precizie uimitoare. Să începem cu primele descrieri ale vehiculelor zburătoare din vechea Indie, unde miturile se împletesc cu știința și să vedem cât de aproape au fost ele de realitatea de astăzi. Vimanas, vehiculele zburătoare antice. Începem cu unul dintre cele mai fascinante exemple de tehnologie antică, Vimanas, vehiculele zburătoare descrise în textele antice indiene, cum ar fi Ramayana și Mahabharata. Aceste texte epice, care datează de mii de ani, conțin descrieri detaliate ale unor aparate de zbor care seamănă remarcabil cu aeronavele moderne. Ceea ce este și mai interesant este că aceste descrieri nu se limitează la simple mențiuni, ci oferă detalii tehnice care par să depășească cu mult nivelul de cunoștințe al acelei epoci. Vimanas erau descrise ca niște vehicule capabile să zboare la mari altitudini, să transporte pasageri și chiar să participe la război aeriene. Se menționează că acestea erau echipate cu arme avansate, un detaliu care face ca aceste descrieri să pară incredibil de similare cu tehnologiile avansate de război aerian din prezent. De exemplu, se spune că unele Vimanas aveau capacitatea de a lansa săgeți de foc, ceea ce ar putea fi o paralelă la rachetele moderne. Teoriile din spatele vimanilor. Ceea ce face aceste descrieri și mai uimitoare este nivelul de detaliu tehnic pe care îl conțin. Uneori, teoreticieni moderni speculează că textele ar putea reprezenta o anticipare a tehnologiilor moderne de aviație și spațiale. Unele texte descriu chiar și structura interioară a vimanelor, vorbind despre sisteme de propulsie și mecanisme complexe care seamănă remarcabil cu aeronavele pe care le folosim astăzi. Deși multe dintre aceste descrieri pot părea mitologice, există voci care susțin că textele indiene nu ar trebui privite doar ca niște simple povești fantastice. Este posibil ca autorii acestor scrieri să fie imaginat o lume în care oamenii erau capabili să zboare, un vis care nu a devenit realitate până la începutul secolului 20. În plus, ideea de călătorie interplanetară sau zbor la altitudini extreme era ceva cu totul necunoscut în acea vreme, ceea ce face aceste descrieri și mai incredibile. Conexiuni cu teoriile conspiraționiste. Vimanas sunt considerate de unii teoreticieni ai conspirației o dovadă că civilizațiile antice ar fi putut avea acces la tehnologii avansate sau chiar la cunoștințe din afara planetei noastre. Această teorie, desigur, este foarte controversată și nu este acceptată de comunitatea științifică. Cu toate acestea, nu putem nega faptul că aceste descrieri din Mahabharata și Ramayana au o rezonanță ciudată cu tehnologia modernă. Dacă ne gândim la avioanele supersonice și dronele moderne, este fascinant să vedem cum aceste concepte existau sub o formă mitologică cu mii de ani înainte ca ele să fie realizate. Chiar dacă teoriile conspiraționiste nu au fundament științific, ele rămân o parte fascinantă din cultura populară, iar textele despre Vimanas continuă să inspire imaginația oamenilor. Submarinul lui Alexandru cel Mare. Al doilea text despre care vom vorbi este o legendă veche despre Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari cuceritori din istorie. Deși majoritatea poveștilor despre Alexandru se concentrează pe campaniile sale terestre, există o poveste fascinantă despre cum ar fi explorat el adâncurile oceanului folosind un dispozitiv care semăna cu un submarin. Într-o versiune medievală a povestirii despre Alexandru, cunoscută sub numele de Roman de Alexandru, se spune că acesta a folosit o sferă de sticlă pentru a coborî în adâncurile mării, însoțit de un câine, o pisică și o găină.
Deși această poveste poate părea fantastică, este un exemplu fascinant de anticipare a tehnologiilor subacvatice. Explorarea subacvatică în antichitate. În acea perioadă nu existau echipamente care să permită oamenilor să exploreze oceanul, dar ideea de a coborî la mari adâncimi era pură ficțiune. Totuși, această poveste reflectă fascinația pe care oamenii o aveau față de explorarea adâncurilor oceanice. Submarinul modern nu a fost inventat decât la multe secole după moartea lui Alexandru cel Mare, dar povestea sa sugerează că dorința de a explora lumea subacvatică exista deja de foarte mult timp. Avansarea tehnologiilor subacvatice. Submarinul modern, așa cum îl știm astăzi, este o invenție relativ recentă, dar ideea de a explora adâncurile oceanelor a fost un vis de lungă durată. De la primele invenții precum cele ale lui Leonardo da Vinci, care a schițat un vehicul subacvatic, până la realizarea submarinelor moderne, povestea lui Alexandru cel Mare rămâne una dintre primele mărturii despre acest vis. În mod similar cu avionul, submarinul reprezintă una dintre cele mai importante invenții din istoria explorării. Alexandru cel Mare, un om care a cucerit mari părți ale lumii cunoscute, pare să fi fost și un pionier subacvatic, cel puțin în imaginația celor care au transmis această poveste. Automatele lui Hephaestus. În mitologia greacă, zeul fierar Hephaestus era cunoscut pentru abilitățile sale excepționale de a construi obiecte magice și mecanisme complexe. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale mitologiei legate de Hephaestus este crearea automatelor, servitori mecanici făcuți din metal, care puteau să se miște și să acționeze ca ființe umane. Această idee de mașini capabile să funcționeze autonom fără intervenție umană constantă a fost mult timp doar o fantezie. Totuși, viziunea grecilor antici asupra automatelor este incredibil de asemănătoare cu ceea ce astăzi numim roboți. Poate cel mai celebru dintre aceste automate este Talos, un uriaș de metal care păzea insula Creta. Se spune că Talos era capabil să patruleze țărmurile insulei și să atace navele inamice, aruncând bolovan sau chiar arzându-le cu trupul său metalic încins. Deși aceasta este o poveste mitologică, ideea unui automat care poate acționa independent seamănă remarcabil cu roboții moderni. Talos era o reprezentare a fricii și a fascinației oamenilor față de tehnologie, ceva ce astăzi este adesea reflectat în filme și literatură, în special în genul science fiction. Roboți moderni și automatele antice. Astăzi, ideea de roboți care pot îndeplini sarcini complicate este o realitate. De la roboți industriali care asamblează mașini, până la roboți umanoizi care pot conversa și interacționa cu oamenii, aceste mașinării avansate reprezintă una dintre cele mai impresionante realizări ale tehnologiei moderne. În mitologia greacă, Hephaestus era văzut ca un inovator și un vizionar, iar creațiile sale mecanice erau adesea descrise ca fiind la fel de sofisticate precum invențiile moderne de azi. Cu toate acestea, automatele antice aveau și o notă de mister și magie care lipsește din creațiile noastre actuale. Mai mult decât atât, fascinația cu care grecii antici priveau automatele poate fi văzută ca un semn că oamenii au avut mereu o dorință profundă de a crea mașinării care să le ușureze munca. În timp ce Talos și ceilalți automați al lui Hephaestus sunt creaturi mitologice, conceptul din spatele lor este uimitor de modern. Roboții de azi, deși construiți pe principii științifice solide, continuă să fie văzuți uneori cu teamă, mai ales atunci când discuția se îndreaptă către subiecte precum inteligența artificială și autonomia acestora. Teama față de roboți și automatele antice. Un aspect interesant este modul în care grecii antici au ilustrat automatele ca pe niște creaturi care aveau un potențial de distrugere. Talos nu era doar un servitor, ci și un gardian puternic, capabil să aducă distrugere celor care amenințau insula Creta. Această dualitate a automatelor, atât utile cât și periculoase, este ceva ce vedem și astăzi în dezbaterile moderne despre inteligența artificială și roboți. Deși tehnologia avansată ne oferă avantaje incredibile, există și o teamă inerentă că aceste creații ar putea scăpa de sub control. Concluzie. În concluzie, aceste trei exemple de texte antice ne arată că dorința umanității de a inova și de a anticipa viitorul nu este un fenomen nou. De la vehicule zburătoare și submarine, la automați și roboți, aceste povești antice reflectă o viziune uimitoare asupra tehnologiei care s-a dovedit a fi, în multe cazuri, aproape profetică. Este fascinant să vedem cum civilizațiile antice și-au imaginat lumi care nu erau cu mult diferite de a noastră, visând la tehnologii care aveau să devină realitate abia după mii de ani. Aceste texte sunt o mărturie a ingeniozității și curiozității umane și ne amintesc că, indiferent de epoca în care trăim, nevoia de a explora și de a înțelege lumea din jurul nostru este mereu prezentă. Poate că tehnologiile descrise în aceste scrieri nu erau realități fizice în acea vreme, dar ele erau realități ale imaginației, o forță la fel de puternică care a împins mereu limitele a ceea ce este posibil. Cine știe ce alte texte antice ar putea ascunde idei care, într-o zi, vor deveni invenții reale? Și de asemenea, ce idei moderne ar putea fi văzute peste mii de ani ca fiind profeții tehnologice?
La fel cum civilizațiile antice au anticipat zborul sau roboții, poate că și noi trăim astăzi printre vise care vor deveni realitate în viitor. Acesta a fost episodul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să te abonezi la Doza de Istorie pentru mai multe videoclipuri interesante. Vă doresc o zi extraordinară!